7 din cele 18 direcții generale ale primăriei sunt conduse momentan de interimari. Între acestea, Direcția Educație și Direcția Transport, ai căror șefi au fost demiși de Silvia Radu. În cazul ocupării acestor funcții prin concurs, funcționarii ce asigură interimatul vor reveni în funcțiile de bază exercitate anterior. Asigurarea de interimat poate fi prelungit cu cel mult 6 luni de zile dacă autoritatea publică a organizat concursul și funcția publică de conducere nu a fost ocupată în condițiile legii. La sfârșitul anului, fără șefi, vor rămâne și 6 întreprinderi municipale. Între acestea, Regia Transport Electric, Regia Exdrupo și Lumtech. Contractul actualelor directori a fost prelungit cu 1 lună. În acest interval, aceștia vor trebui să prezinte rapoartele de activitate. Referitor la cum au preluat întreprinderile atunci când a fost semnat acordul de management și la ce stare au ajuns aceste întreprinderi, Silvia Radu susține că unele întreprinderi municipale lucrează momentan în pierdere. Potrivit ei, numai Direcția Transport ar fi înregistrat pierderi de aproape 800 de milioane de lei. Parcul urban de transport care este în pierdere. Avem transport electric care practic are 10 milioane de lei pierderi în anul 2016. Avem Regia Exgrupă care și-a majorat pierderile de la minus 11 milioane la minus 15 milioane de lei. După ce a fost numită în funcție, Silvia Radu a anunțat că intenționează să reformeze primăria. Ea crede că actualmente sunt prea multe direcții, iar sarcinile acestora se suprapun. Mai nou, ea va avea propriul cabinet de consilieri. Primărița are deja unul. Este vorba de Iancu Țurcanu, care anterior a lucrat la Cancelaria Guvernului. Este necesar acest cabinet, fiindcă sunt mult prea multe probleme în municipiul Chișinău. Eu singură nu voi fi capabilă, fără o echipă bine structurată, să rezolv problemele locuitorilor Chișinăului.